Locul doi în lume și locul 1 în Europa pentru România la Olimpiada Internațională de Fizică. Patru medalii de aur și una de argint au obținut elevii care au participat la cea de-a 52-a ediție a, 52 -a concursului. Vlad Ștefan Oros, elev la Liceul Grigore Moisil din Timișoara, a câștigat medalia de aur, fiind desemnat cel mai bun concurent european. Medalii de aur au obținut și Darius Dragomir, Alexandru Momoiu și Răzvan Gabriel Marcu, elev la Liceul Internațional de Informatică București. George Cristian Ardeleanu, elev la același liceu, a câștigat medalia de argint. Anul aceasta olimpiada internațională de fizică a fost organizată online de Elveția și a reunit 369 de concurenți. Participarea României a fost susținută de Ministerul Educației împreună cu Societatea Română de Fizică. Pe echipe, locul întâi a fost ocupat de China cu 5 medalii de aur. Echipele României și Coreei de Sud s-au clasat pe locul 2 la egalitate cu câte 4 medalii de aur și una de argint. Iar echipa Statelor Unite ale Americii a completat podiumul cu 3 medalii de aur și 2 de argint.